Hello! Welcome to the Arca page! Bună! Bine v-am regăsit pe pagina Arca. This is Romanian for migrants. Acesta este cursul de limba română pentru migranți. Today we will be studying grammar. Astăzi vom studia gramatică. The lesson today, adjectives. Lecția de astăzi, adjective. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Să începem! Let's start! What are adjectives? An adjective is that part of a sentence used to describe a person, an object, or a place. Un adjectiv este acea parte a unei propoziții folosită să descrie o persoană, un obiect, un loc sau altele. Examples. Exemple. Frumos. Urât. Scund. Înalt. Mare. Mic. Galben, verde, ordonat, aglomerat, închis, deschis, lat, îngust, murdar. Adjectives describe nouns in sentences. Adjectivele descriu substantive în propoziții. That's why an adjective uses the gender a noun has. De aceea, un adjectiv folosește genul pe care îl are un substantiv. Let's take, for example, the noun femeie, meaning woman. Să luăm de exemplu substantivul femeie, cu genul feminin. O femeie, două femei. If we want to say the woman is beautiful, we will say as follows. O femeie frumoasă, două femei frumoase. Frumoasă, frumoase is the adjective in this case. Frumoasă, frumoase este adjectivul în acest caz. It describes how the woman or the women is or are. Adjectivul descrie aici cum este femeia sau cum sunt femeile, adică frumoase, meaning beautiful. Let's try now the noun bărbat, meaning man. Să luăm de exemplu acum substantivul bărbat cu genul masculin. If the noun we choose is of masculine gender, the adjective will look as follows. Dacă substantivul este de gen masculin, adjectivul va arăta astfel. Un bărbat frumos, doi bărbați frumoși. Let's try now the noun telefon, meaning telephone. Să luăm de exemplu substantivul telefon cu genul neutru. If the noun we choose is of neutral gender, the adjective will be half masculine, half feminine. Dacă substantivul este de gen neutru, adjectivul va fi jumătate ca la masculin și jumătate feminin. Un telefon frumos, două telefoane frumoase. Because the neutral gender is not a gender by itself, but is made of half masculine, half feminine, we will not have two separate forms of adjectives for the neutral gender. Deoarece genul neutru nu este un gen în sine, dar este format din jumătate gen masculin,
jumătate gen feminin, nu vom avea două forme separate pentru adjectivele care descriu substantive neutre. We will use the singular form of masculine and the plural form of feminine in order to describe a neutral gender noun. Vom folosi forma de masculin pentru singular și forma de feminin pentru plural, ca să descriem un substantiv de gen neutru. So we have four forms. Astfel avem patru forme. Frumos, masculin singular, frumoasă, feminin singular, frumoși, masculin plural, frumoase, feminin plural. So now we know that the adjective frumos has four forms. Acum știm că adjectivul frumos are patru forme. Let's see other adjectives. Haideți să vedem alte adjective. Adjectivul mic. Un câine mic. Doi câini mici. O bluză mică. Două bluze mici. Un scaun mic. Două scaune mici. So the same way we have four forms. În același fel avem patru forme. Mic, mică. Mici, mici. Adjectivul mare. Un câine mare, doi câini mari. O mașină mare, două mașini mari. Un animal mare, două animale mari. The same way, we have four forms. Mare, masculin singular, mare, feminin singular, mari, masculin plural, mari, feminin plural. It is to be noted that in the case of these adjectives, as in the case of others, the forms for singular are the same for masculine and feminine, and the same way for plural. Trebuie menționat că în cazul acestui adjectiv, la fel ca în cazul altor adjective, forma de singular este aceeași pentru masculin și pentru feminin, la fel ca pentru plural. Forma de masculin plural este aceeași cu cea de feminin plural. Colors can be adjectives too. Și culorile pot să fie adjective. De exemplu, roșu, red. Un pantof roșu, doi pantofi roșii. O mașină roșie, două mașini roșii. Un măr roșu, două mere roșii. So the same way we have four forms. Roșu, masculin singular, roșie, feminin singular, roșii, masculin plural, roșii, feminin plural. Extra. A tomato in the Romanian language is called o roșie. A red tomato would be o roșie, roșie. Two red tomatoes would be două roșii, roșii. This lesson is not over yet. We have many parts still to come, so please follow the next lessons. Stay healthy.
Această lecție nu este încheiată aici. Mai avem încă multe aspecte ale adjectivului de studiat. Vă rog, urmăriți următoarele lecții. This was your Romanian teacher, Mădălina Mihai. Am fost pentru dumneavoastră profesoara de limba română, Mădălina Mihai. This is a material created by ARCA, the Romanian Forum for Refugees and Migrants. Acesta este un material creat de ARCA, Forumul Român pentru Refugiați și Migranți. Mulțumesc!